Sigur că sunt multe nuanțe aici, însă totul este clar. Dacă întâlnești un om care știi că este creativ și el dovedește asta prin ceea ce face, un om care știe multe și a realizat multe, un om care gândește și se implică, participă și aduce cu asta folos celor din jur. Ei bine, despre acest om putem spune că este de succes. Sunteți de acord? Și vă mai spunem ceva. Acest om de succes poate fi fiecare din noi. Iar atunci când suntem tineri, avem mai multe șanse ca asta să se întâmple mai repede. În viață este așa. Când oferi, primești. La grădiniță, când strângi jucăriile sau când ajuți la aranjatul mesei, primești în schimb un zâmbet, o vorbă bună și, în plus, niște deprinderi. La școală și la universitate, atunci când ești sârguincios, creativ și erudit, ai note mari și poți avea o bursă de merit. Iar în viața adultă, când ești bun în ceea ce faci la serviciu sau într-o afacere, obții mai multe. Promovare, carieră, statut, bunăstare, iar înainte de toate acestea, respect. Și atunci, de ce să vezi doar în filme cum asta li se întâmplă altora? De ce doar să apreciezi pe rețele de socializare ce fac și cum reușesc alții, când tu poți fi eroul acela? Pentru familia ta, pentru școala ta, pentru localitatea ta sau pentru oamenii pe care poate nu-i cunoști personal, dar pe care îi susții, îi ajuți. Iar pentru asta nu avem nevoie de puteri supranaturale. Este natura unui om să poată să gândească ca să facă alegerile potrivite, să cunoască multe, să citească mult, să întâlnească oamenii potriviți ca să poată crea idei, produse, confort, solidaritate, viață demnă pentru fiecare. Și sunt atâtea exemple care să ne inspire, exemple de aici, exemple de acolo. Ne le puteți oare povesti pe scurt în comentarii? Ca să avem mai multe dovezi vizuale în acest sens și să exersăm implicarea. Europa Vizuală acasă.